Bună ziua, domnule ministru, bine ați venit în studioul nostru la PS News. Bine v-am găsit! În primul rând, domnule ministru, aș începe cu o întrebare, să-i spun așa, legată de dumneavoastră exclusiv. Faceți parte dintr-un guvern de tehnocrați, oameni mai puțin implicați politic, așa cum ne-au obișnuit ultimele guverne. Și totuși, uitându-mă pe CV-ul dumneavoastră, pe trecut, să spun așa, am remarcat că singura legătură cu politica era undeva în perioada PNţ-ului, când, culmea, mai sunt și alții membri în actualul guvern, erați unul dintre apropiații și consilierii lui Radu Vasile. Vreau să vă întrebăm, în primul rând, legat de acest lucru, cum s-a făcut că aceste patru persoane, mă refer la dumneavoastră, la domnul ministru Borc, la domnul Petrișor Beiu, da, și la domnul George Scarlat, care și el este acum în aparatul de administrație, sunteți astăzi, să spunem, la guvernare, cum ne-am obișnuit așa? Mi-aduc aminte cu deosebită nostalgie și în același timp cu să spun, cu sentimente bune a acea perioadă. Eu am făcut din 90, la începutul anului 90, am fost în Liga Studenților, am fost, să spun așa, am luptat încă din 90 pentru libertate, democrație, pentru intrarea noastră în NATO și în Uniunea Europeană și astea au fost gândurile care m-au animat încă din studenție și am făcut politică. Am considerat că politica nu este ceva rău. Politica este ceva bun, necesar pentru țară și democrația se bazează pe partidele politice. După anii 2000 n-am mai făcut politică activ, deci nu sunt membru de partid, deci de peste aproape 15 ani. Într-adevăr, am avut onoarea să servesc atât în cabinetul Ciorbea, cât și în cabinetul Radu Vasile, cât și în cabinetul Mugurii Sărescu. Deci am fost expert al și consilier al Ministrul Reformei, Urs Pineanu, începând din 97, apoi am fost director în Departamentul de Administrație Publică Locală, apoi director general al Ministerului Funcției Publice. Deci pot spune că am parcurs toate etapele, începând ca junior în guvern, în primul guvern, și apoi până în 2000 am parcurs toate etapele de funcționar. Am ajuns la cel mai înalt rang de funcționar public, director general în Ministerul Funcției Publice. Am participat în acea perioadă la crearea cadrului legal pentru descentralizarea administrației, pentru întărirea puterii administrației publice locale, descentralizarea finanțelor publice, legea concesiunii, legea patrimoniului public și privat, care au devenit baza dezvoltării ulterioare a României. Fără a se ști clar care sunt proprietățile și unde este și să fie respectată proprietatea, nimic nu se poate construi. Fără a respecta ordinea proprietății private și a fi o delimitare clară între cea de stat și cea privată, nimic nu se poate construi. Consider că acele reforme au pus bazele creșterii României de după 2000 și ceea ce a făcut Mugurii Sărescu atunci ca premier a creat cadrul relansării României de după 2000 și așa, după părerea mea, am reușit să ajungem apoi în Uniunea Europeană și în NATO. Deci cumva a fost un început, a fost primul reset al României prin alegerile din 96. Perioada 90-96 a fost o perioadă destul de tulbure, a fost o perioadă controversată. Bineînțeles că lucrurile nu sunt perfecte niciodată, dar eu am fost și mi-am iubit țara și chiar și dacă n-am făcut politică, tot timpul am fost animat și chiar în sectorul non-guvernamental am fost animat de lucrurile importante pentru țară și pentru prieteni, pentru familie, pentru comunitatea în care sunt. Deci mă consider un tehnocrat prin profesie, pentru că sunt informatician, am absolvit facultate de matematică, specializare informatică, am absolvit management și după asta am făcut specializări nenumărate în afara țării în domeniul managementului administrației. Deci, cumva, am această specializare și pregătire și specializare și apoi, prin ce am făcut ulterior în sectorul privat, am susținut proiecte importante de dezvoltare și chiar am structurat, să spun așa, lucruri importante care
sunt în România de astăzi. Înțeleg. Și de aici vine, în legătură cu distinșii domn pe care ați amintit, sunt coleg de cabinet cu domnul ministru Bor, care este un om, o personalitate și un manager care vine și el din domeniul privat. Întâmplător sau nu, am făcut parte din, el a fost șef de cabinet al premierului Radu Vasile, eu am fost director general într-un minister în guvernul Radu Vasile, dar vă spun, într-un guvern lucrează mii de oameni. Deci 4 oameni este un număr extrem de mic. E doar o coincidență. Domnul Petrișor Pei, un profesor respectabil la Universitatea Politehnică, nu știu să facă parte din guvern, nu știu dacă aveți informația, poate a fost numit administrația, astăzi. Cum este și domnul George Scarlat, care nu este în guvern. Domnul Petrișor Pei este profesor la Politehnica București și este un distins profesor de... a terminat electronică și comunicații și este un specialist în domeniul economic. Nu știu, poate a fost numit zilele astea. Aveți vreo informație pe care nu... Grafic optat în această structură. Nu pot decât să mă bucur. Domnul Peiu este un om care cunoaște foarte bine atât economie, cât și telecomunicații și electronică. Și iar domnul George Scarlat are o învergură economică. Totuși a condus lucruri, a fost consilier economic al lui Radu Vasile, a condus restructurări și privatizări în România și care n-am auzit niciodată să fi fost vreun scandal sau vreo suspiciune vreodată. Deci sunt oameni care m-aș bucura să ajungă. Dacă aveți această informație, sunteți mai informat ca mine. Domnul ministru, haideți să ne mutăm un pic pe zona ministerului pe care astăzi îl conduceți. E un minister greu, l-am numit eu. Greu nu neapărat și prin prisma a ceea ce acoperă, dar prin prisma faptului că aveți o moștenire negativă, să spunem așa. Probabil cel mai mare scandal financiar din ultimii ani, e drept, nefinalizat în instanță, deci nu știm cât de mare este sau nu anvergura, dar oricum la nivelul vizual, cel puțin până în momentul de față, cel mai mare scandal financiar s-a petrecut acolo. Un ministru care a venit cu niște, fost ministru care a venit cu niște denunțuri alucinante legat de bucătăria, să spunem așa, a ministerului. Cum este ca astăzi să preiei și să încerci să pui ordine într-un astfel de minister? Cineva spunea că istoria este singurul lucru sigur, pentru că a trecut, s-au întâmplat lucrurile și poți încerca să le măsori. Nu întotdeauna știm cu exactitate ce s-a întâmplat, dar sunt evidențe și sunt lucruri precise. Eu nu vreau să arunc vina pe moștenirea dezastruoasă. Au fost foarte mulți miniștri ai comunicațiilor, i-am cunoscut pe aproape toți miniștrii comunicațiilor din ultimii 10-15 ani și nu este simplu. Sunt dosare extrem de fierbinți care într-adevăr îmi obturează posibilitatea de a gândi și de a avea timpul necesar pentru o abordare strategică, adică să-mi dedic timpul abordării strategice în extenso. Trebuie să rezolv problemele fierbinți. Pentru că acestea sunt probleme fierbinți de care aminteați și nu avem de ales. Eu când am asumat această funcție, nu știam chiar toate problemele acestea. Știam o parte dintre ele doar din informații din zona de media, de presă. Acum am o altă viziune asupra lor. A trebuit să-mi extind programul de lucru. Deci trebuie să lucrez între 12 și 16 ore minim pe zi ca să pot să... Dar în curând sper să am suficient sprijin. M-am identificat anumite căi de rezolvare a unor probleme. Sunt în analiză cu celelalte, mă bazez pe experți. Sper să pot să-mi aduc consilier. Din păcate, salariile sunt foarte mici în zona de funcționari publici. Și asta e o mare problemă, pentru că e foarte greu să aduci specialiști. O să fac apel la partea societății civile, din partea corporațiilor, de ce nu, acolo unde nu sunt conflicte de interese definite. Am nevoie de idei, am nevoie de consilieri care să fie mai inteligenți decât mine. Și cred că doar cu multă inteligență și cu răbdare și cu înțelepciune putem să rezolvăm pas cu pas toate problemele cu care se confruntă ministerul. Nu va fi simplu. Dar într-un an de zile eu sper să pun pe roate și să fie foarte clare, să las lucrurile mai clare decât sunt acum, mult mai clare. Ați vorbit de trecut, pot să nu mă gândesc că totuși în ultimii 10, poate și mai mulți ani,
prin ministerul respectiv au trecut, sub o formă sau alta, fonduri foarte, foarte mari, fonduri importante. S-au băgat foarte mulți bani în lucruri mai puțin cuantificabile. Știți cum e, la autostradă vezi, s-a făcut, nu s-a făcut. Aici au fost proiecte de tipul portalului E-România și altora, unde când te uiți pe hârtie, te iau durere de cap când vezi câți bani s-au băgat și ai așteptări probabil pe măsură. Ce ne puteți spune despre proiectele de genul ăsta? Despre unele s-au spus că au fost, de fapt, un jaf național. V-a dat cineva socoteală? Intenționați să le luați pe acestea deci, la analiză, să spunem așa? Sunt instituții ale statului care s-au preocupat de asta și dumneavoastră știți, ca și jurnalist, chiar de investigație, un jurnalist redutabil de investigații. Sunt instituții ale statului care s-au ocupat și se ocupă de chestiunea asta. În momentul în care eu sunt pus în situația de a afla astfel de lucruri de care spuneți genul JAF, sunt obligat, conform legii, să iau măsuri. Dar, din câte știu, sunt evaluări pe aceste programe. Eu consider trecutul. Adică trecutul e important. Fără să ne știm trecutul, viitorul. Dar sunt orientat în același timp și spre viitor. Adică n-aș vrea să-mi pierd timpul cu... Aici sunt instituții abilitate, sunt organizații care se ocupă de asta. N-aș vrea să-mi... să spun așa, să-mi pierd din energie și din... De fapt, sunt lucruri extrem de urgente care trebuie făcute pentru țară acum. Deci care nu suferă amânare. Bineînțeles, cine a greșit, eu sunt convins că adevărul va ieși la suprafață mai devreme sau mai târziu. La fel cum despre lucruri care nimeni nu credea că se vor afla sau întâmplate cu 10 de ani în urmă sau întâmplate poate cu 25 de ani în urmă și s-au aflat lucrurile și eu sunt convins că o să mai afle, adevărul iese la suprafață. Problema e viteza cu care iese, când iese, cine răspunde și adevărul consider că este esențial în orice țară, în buna dezvoltare a unei țări. Adevărul este valoarea supremă care ar trebui să mâne în luptă tot leadership-ul unei țări. Atât oamenii politici cât și experții, funcționarii publici. Eu mă aștept ca funcționarii să aibă și sper să le insuflu acest lucru, funcționarii să aibă mândria de a servi în serviciu public și sunt convins că după acest an de guvernare, să am încredere în premier și în discuțiile care le-am avut și în toată echipa, pentru că toți suntem determinați să lăsăm o altă Românie așezată într-un făgaș mai bun. Și trebuie să rezolvăm pentru oamenii de capacitate și oamenii buni să fie plătiți pe măsura competenței și în serviciu public. Sunt deja au început discuții în acest sens și eu cred că în anul viitor este o reformă grea, dar eu sunt convins că vom găsi cele mai bune soluții. Asta vreau și să vă întreb, totuși aveți un singur an în față, teoretic. După aceea lucrurile rămâne de văzut cum o să evolueze. Este un termen cam scurt pentru anumite proiecte, pentru un manager până la urmă. Ministrul trebuie să gândească și pe termen mai lung, nu neapărat pe un an de zile. Puteți să faceți lucrurile? Eu vreau să vă spun că lucrurile mari, câteodată s-au întâmplat și într-o zi, și într-o clipă, și într-o secundă. Deci timpul depinde cum îl folosești. Să știți, dintr-o anumită perspectivă, un an poate fi foarte mult. Din altă perspectivă, e nimic. E ca și cum n-ar fi. E doar o secundă. Da? Deci depinde, nu vreau să fac filozofie, dar depinde cum îl privești. Eu sunt convins că ideile mari și bune și acțiunea hotărâtă și rapidă se poate face toată și în timp scurt. Sunt anumite lucruri care nu se pot face în timp scurt. Nu pot să-mi asum lucruri și nici guvernul nu și-a asumat lucruri care au un orizont de timp, de implementare și de fapt de înțelegere, pentru că sunt anumite reforme care trebuie să împărtășite de toată lumea. Acelea sunt cele mai grele. Eu sper să imprim și în cultura de organizație, atât în minister cât și în companiile care le avem sub coordonare, să imprimăm totuși un spirit un pic mai de responsabilitate și de să spun așa, de răspundere serioasă asupra
asupra banului public și asupra misiunii, de fapt, care... Ați vorbit mai devreme despre companii. Sunt destule pe care le aveți în subordine și am să vreau, dacă sunteți de acord, să ne focusăm pe două dintre ele. Mă refer la compania Radiocom și mă refer la Poșta Română, să luăm pe rând. Radiocom este o situație interesantă. Deține, să-i spunem așa, un monopol în ceea ce privește rețelele din România, releele în special. Vreau să vă întreb dacă chestiunea aceasta din punct de vedere concurențial este normală și care este strategia noastră în ceea ce privește această societate de păstrarea acestui monopol al releilor sau de... În momentul de față, situația, deși nu este o situație monopolistică, nu ne aflăm în situația asta, pentru că altfel sunt instituții care se ocupă cu... Avem Consiliul Concurenței. Absolut lucrurile cum sunt așezate, eu zic că sunt așezate relativ decent. Eu sunt un om care susțin libera competiție și piața liberă și o să am grijă la lucrurile astea, dar este autoritatea de reglementare ANCOM care teoretic coordonează reglementările din domeniu și este independentă. De asta nu e executiv. Pentru că noi în executiv avem această societate, de exemplu, care este o societate de stat și autoritatea de reglementare este în subordinea Parlamentului. Deci este o diferențiere între executiv și reglementator, la fel cum, conform și normelor europene și la fel cum e normal și în Statele Unite tot un model similar cumva. Deci nu cred că Radiocom în momentul de față împiedică concurența din România, asta e prima afirmație. Cred că Radiocom e o companie importantă cu resurse strategice importante și din păcate trece printr-o situație grea și eu sper să găsim soluții. Este o situație destul de grea datorită și blocării licitației pe televiziunea digitală și implementarea, să spun așa, obiectivelor care le avem ca țară și la care ne-am angajat și suntem într-o situație dificilă. O să întărim managementul companiei, deci guvernanța corporativă, la fel cum au fost și recomandările cumva și cum e normal de fapt și sunt și recomandări ale, să spun așa, Fondului Monetar, Băncii Mondiale, instituțiilor financiare care au relații cu România și care au recomandat, cred că în ultimii ani, tot timpul întărirea guvernanței corporative. O să încercăm să intrăm pe ordonanța de guvernanță corporativă, să angajăm management profesionist. Dacă va trebui să iau măsuri rapid, voi lua măsuri rapid, că am toate puterile să fac asta. Dar aș vrea până la finalul mandatului să intrăm și cu această companie pe ordonanța cu guvernanța corporativă. Adică să fie un management recrutat profesionist și pe o perioadă clară, cu ținte de performanță clare. Asta e ceea ce privește Radiocom. Acum, evident, am adus în discuție și Poșta Română și o altă bubă, să-i spun așa, a spune mulți în minister. Ce se mai întâmplă cu Poșta? Se privatizează? Se reorganizează? Pe vremea fostului prim-ministru Victor Ponta se vorbea de o privatizare. S-a prezentat doar o companie din Belgia, nu prea au fost amatori, să spunem așa. Eu îmi doresc ca Poșta Română să devină o companie real profitabilă, de care să fie mândru orice român. Poșta este extrem de importantă. Compania cu un număr foarte mare de angajați, avem peste 27.000 de angajați. Cred că trebuie să reconstruim încrederea în Poștă. Deci Poșta a fost cea care de-a lungul timpului a fost alături de stat cumva, deci s-a suprapus peste instituțiile statului. Adică acolo unde avem primărie, unde avem și Poștă. În orice cartier există un oficiu poștal. Poșta este foarte, foarte importantă, după părerea mea, pentru țara noastră și în același timp eu sunt un partizan al capitalului privat. A fost o încercare de privatizare. A durat peste un an și ceva, au fost întâlniri cu peste 50 de posibili ofertanți. Deci nimeni nu a dorit să, și nu s-a ajuns la o concluzie. A fost un proces de privatizare care, din păcate, e un eșec.
Poșta Belgiană a fost singura ofertă în final, dar am înțeles că oferta n-a fost conformă și nu a fost în totalitate, nu a fost acceptată de Comisia de Privatizare. Deci, nu întotdeauna, dacă vrei să vinzi ceva și poți, nu întotdeauna merită să vinzi ceva la orice preț. Eu cred că în acest moment, după acest eșec al privatizării, trebuie să ne întoarcem și să întărim organizația. Avem nevoie de fiecare poștaș, de fiecare funcționar al poștei să asculte și să înțeleagă mesajele care vor fi transmise în perioada următoare. Vom întări guvernanța corporativă, deja poșta este, să zic, guvernată, au fost concursuri pentru ocuparea administratorilor, noi vom încerca să întărim acțiunea managementului. Dacă sunt, tot timpul există o întreagă, să spun așa, sunt discuții privind jaful de la poștă, privind lucrurile care se întâmplă acolo. Dacă sunt lucruri reale, invit pe absolut toți cei care știu ceva despre lucrul ăsta să se adreseze instituțiilor abilitate. Nu este treaba noastră să facem poliție, parchet și anchete. Este treaba că tot vin, în ultimele zile au tot venit diverse scrisori, diverse lucruri. Noi pe cele care le vom considera de competența altor instituții, le vom trimite cu celeritate către aceste instituții. Deci toți cei care au ceva de spus, îi rog să o spună acum și să ne apucăm de treabă. Important e să întărim întâi, să întărim și să avem o politică de dividend. Noi, dacă există ideea de a merge pe bursă cu un pachet, eu sunt adeptul acestei idei. Sunt adeptul să transparentizăm prin listarea unui pachet cât mai repede cu putință, astfel încât orice cetățean din România să poată să cumpere o acțiune la poștă, orice poștaș să poată să cumpere o acțiune la instituția la care lucrează, să fie deschisă această posibilitate. Și astfel încât să aducem foarte aproape atât angajații poștei, cât și cetățenii României. Acestea sunt aseturi ale României. Și eu cred că, în primul rând, noi, dacă nu-i convingem pe români să investească în aceste aseturi, de exemplu, pe românii plecați în afara țării, de ce n-ar investi să câștige, dacă poșta ar merge bine și ar scoate dividende, să câștige, să fie acționat orice cetățean? Să poate acest lucru. Au fost metodele acestea de privatizare. Eu cred că avem în momentul de față 25% fondul proprietatea, care este foarte important și care este un, să zic, un acționar puternic. Putem lista către public, să transparentizăm, pentru că atunci vor fi și presiuni. Nu se va mai putea politiza atât de ușor, pentru că problema, trebuie să o spunem, trebuie să recunoaștem, a fost, și toată lumea recunoaște asta, a fost o ușoară politizare de-a lungul timpului, adică s-au amestecat lucrurile. Și, în general, aceasta este istoria, nu trebuie să ne ferim să spunem lucrurile astea. Și noi va trebui să găsim obiectivele strategice cele mai importante, să întărim poșta rapidă, să întărim partea de servicii financiare, să întărim partea de organizare și de management, să tăiem cheltuielile nejustificate sau cele neeficiente cât mai repede și un program de investiții serios. Deja am avut o primă discuție de evaluare cu executivul, o să am o discuție de evaluare și cu bordul companiei, o să mă întâlnesc și cu celălalt acționar. Cumva până în 15 ianuarie o să mă întâlnesc și cu reprezentanții cei mai importanți ai sindicatelor. Deci mi-am planificat până în 15 ianuarie să fac o evaluare serioasă a situației și metoda. Deci eu, ca ministru, doar vreau să știu în mare, strategic, despre ce este vorba. Vom acționa prin adunarea generală a acționarilor, prin AGA, și o să vreau o discuție cu managementul și să împărtășim. A fost o discuție destul de bună cu managementul, mi-au prezentat pentru a fi informat, pentru că vin în fața cetățenilor, ministerul este acționat și cetățenii se așteaptă ca ministrul să știe aceste lucruri. Și în același timp, prin adunarea generală a acționarilor, noi vom acționa atunci în domeniu, atât cât ne permite legea societăților comerciale, vom folosi toate pârghiile, astfel încât și voi și contractele de management, astfel încât să facem treaba acolo, să ajungem la poate, de ce nu, la un plan pe 4-5 ani cu politică de dividend, așa văd eu lucrurile, cu politică de dividend, să putem lista eventual o parte, cel puțin o parte a acțiunilor, să mergem pe, întărim și bursa de valori cu această ocazie.
Interesant. Ați vorbit din punct de vedere managerial și e o teorie corectă. Eu v-aș semnala însă o chestiune practică. Și v-aș întreba după aceea cum credeți că se poate rezolva. Cetățeanul, în ultimii ani, ca urmare a lipsei de modernizare care exista la poștă, ca urmare a tot timpul aceste probleme invocate, lipsa banilor, cetățeanul de rând și-a pierdut neapărat încrederea, dar dorința de a merge la poștă, vedea această activitate. Și eu vă spun acest lucru ca în urma unor discuții cu oamenii. Oamenii, cetățeni, ca și clienți, până la urmă, că ei sunt clienții poștii, au această reținere de a merge la poștă pentru că știu că acolo sunt cozi, sunt, e birocrație, sunt funcționari care poate nu au deschiderea pe care o vor. Ori acești oameni vor trebui recâștigați ca și clienți pentru a deveni din nou aproape de poștă. E, acest lucru cred că presupune mai puțin, mai mult o schimbare a mentalității funcționarului, da, și mai puțin chestiuni de investiții, de management. Cu povestea asta a mentalității, cum vă gândiți să o rezolvați? Aveți mare dreptate, aveți mare dreptate în ceea ce spuneți și deja cred că prin, eu ca ministru, tehnocrat, să spunem, poate pot să pun și eu umărul la întărirea culturii de organizație și la întărirea, să spun așa, prin mesaje. Într-adevăr, într-o companie este foarte important cultura de organizație în implementarea strategiei. Degeaba avem o strategie care nu ține cont de cultura de organizație, adică de ceea ce spuneți, de mentalități, de istorie, de arhetipuri, de tipologii. Dacă nu ținem cont de aceste obiceiuri, deci poșta e o întreprindere uriașă, cu o cultură de organizație fragmentată, cu multe servituți, cu grupuri, cu istorii, cu povești. Dacă nu ținem cont de asta și venim cu orice strategie tehnocratică făcută într-un birou, în minister sau, să spun eu, centrala poștei, în mod cert nu vom avea succes. Orice strategie trebuie să țină cont de ceea ce spuneți dumneavoastră. Și într-adevăr, câteodată, partea de idei, de credințe și de mentalități pot aduce schimbări pe care nu și le imagina nimeni. Marile schimbări din istorie, dacă ne uităm în urmă, de fapt au fost determinate de acest tip, de acest comportament de credință și de încredere. Da? Eu aș vrea să construim pe baze de încredere și acesta este mesajul guvernului nostru. Este un mesaj în care cerem încredere și vrem să dăm încredere. Pentru că fără încredere, România nu poate fi reconstruită. Deci trebuie să fie un moment în care trebuie să lăsăm la o parte, dumne, ce s-a făcut rău. Trebuie să vedem, să scoatem adevărul, să spunem lucrurile astea nu au fost bune și să mergem mai departe. Pe baza unor valori serioase, solide, la care să nu facem rabat. Și dacă noi suntem oameni obișnuiți, toți avem slăbiciuni. Dar în momentul în care avem o slăbiciune, trebuie să o recunoaștem și să mergem mai departe, să avem, să spun, acel examen de conștiință periodic și atât la nivel personal cât și la nivel părerea mea și de organizații. Pentru poștă, acesta este un moment de inflexiune, după părerea mea, poate veni pentru că s-a finalizat cu eșec o gândire. Era o gândire, domnule, ne-am privatizat și am scăpat de griji. Da. Poate, sau vine cineva cu investiții și aduce bani. Da. Noi nu se poate. Trebuie să ne salvăm singuri și cât mai repede. Nu vine nimeni să ne salveze. Și ne putem, într-adevăr, aceasta este o idee remarcabilă și este studiată chiar în multe manuale și multe cărți importante despre managementul strategic. Și cred că asta e o soluție care ar putea să revigoreze, ar ajuta la revigorare. Atât partea tehnică, strategică, care, mă rog, s-a tot spus, s-a tot povestit, cât și un nou imbol, un nou imbol. Eu am încredere, eu sunt, să zic așa, sunt un optimist. Sunt optimist, nu, dar am încredere în poștă, ca imagine, ca idee și în poștași. Eu știu oamenii, acești oameni știu, sunt oamenii cei mai realiști, ei știu realitatea din toată România. Părerea mea că sunt un segment de oameni care interacționând cu societatea sunt deținătorii realității României. Sunt o structură de 20.000 de oameni care sunt 20. În interacțiune directă cu publicul. Sunt într-o interacțiune poate câteodată mai mare decât un minister. Sau, să spun, chiar și o administrație locală. O să spun câteodată, pentru că poștașul zilnic merge cu pensia, cu plicul, cu scrisoarea. Eu mi-aș dori ca toți
copiii din România să înceapă să scrie din nou scrisori. Eu când eram copil, trebuia să scriu o scrisoare la dirigenție, eram pus să scriu o scrisoare, să spun, să învăț să scriu o scrisoare. Eu cred că și revenirea asta de apartenență, să înțelegem, apoi timbrele sunt importante. Eu eram un colecționar de timbre și cred că sunt anumite lucruri care se pot face și fără prea mari eforturi. Deci eu aș vedea și o întărire a României legată de scheletul poștei. Deci s-ar putea ca poșta să aibă un rol mare și în întregirea, să spun, și în soliditatea României. Deci eu așa o judec, eu așa o văd și o văd poșta și ca un suport pentru administrație, ca un, să spunem, ca un aliat al administrației. Deci o să nu politic, nu politic, este aliatul tehnocratic, să spun, care trebuie să fie alături de, este alături de cetățean, duce știrea alături de cetățean, duce presa alături de cetățean. Și vă dați seama cât de importantă e libertatea presei. Da? Cât, știți, de la căderea Rodipetului, au căzut ziarele pentru că a căzut Rodipetul. Da? Da. Deci, libertatea presei, cu o poștă bună, eficientă, cu un preț redus și în care să fie respectate și principiile, poșta până la urmă face serviciu universal. Nu se plătește pentru asta. Este o realitate. Este o realitate. Bun, că la poștă sunt și lucruri negative, da? Eu vă spun, poșta prestează un serviciu universal. Ajunge până în ultimul sat din România. Deci trebuie să înțelegem lucrurile astea și ar trebui ca cineva să contribuie. Pentru că sunt operațiuni, clar, fără eficiență economică. Dar trebuie să menținem democrația, libertatea presei, informarea oamenilor, plicul trebuie să ajungă în perioada care ne propunem acolo, la destinația acolo unde trebuie să ajungă. Domnul ministru, faceți parte dintr-un guvern de tehnocrație, însă, așa cum ne-am obișnuit în ultimii ani, politica ne guvernează viața. Așa că, pe finalul interviului, vreau să avem și două, trei întrebări legate de mediul politic. Și aici, în primul rând, v-aș întreba dacă cumva simțiți din partea acestui mediu politic, sigur, e poate prea devreme, dar simțiți într-un fel sau altul, unu, presiuni și doi, dacă simțiți că puteți face totuși echipă cu politicienii care, iată, astăzi au făcut oarecum un pas înapoi în ceea ce privește guvernarea și parcă se uită așa de pe margine ca și chibiții, știți? Deci vreau să mulțumesc în primul rând pentru încurajările care le-am primit și am primit de la parlamentar și din multe direcții, deci indiferent de culoarea politică, am primit încurajări. Și cuvintele sunt de genul, dom'le, știm că e foarte greu acolo, că sunt. Dar asta, și mulțumesc tuturor celor care mi-au trimis mesaje și încurajări. Simt că avem majoritate politică, bine, cu câteva excepții, cel puțin la mine la buget a fost unanimitate. Simt că avem, nu-mi plac unanimitățile, să ne înțelegem. E ceva care, unanimitatea, ar trebui să stângă exact numai pe chestiuni strategice majore, probabil, și nici atunci poate nu e bine să avem unanimități. Deci nu am nicio presiune și dacă voi avea, voi ști cum să o tratez. Deci să fii sigur că orice presiune se va face asupra mea, voi avea și am capacitatea și am și puterea necesară și instrumentele necesare. Am toate instrumentele necesare să răspund la orice gen de presiune. Deci vreau să fiți convinși de acest lucru și eu sunt convins că este în interesul partidelor politice și a clasei politice să aibă un an în care să-și rezolve problemele interne, să se pregătească de alegeri și să, cum să spun eu, să vină cu, să-și pregătească echipele. Aici este vorba doar de an. V-aș întrerupe pe legatea asta, pentru că e totuși adevărat ce spuneți, că ei au un an de pregătire. Este o șansă, părerea mea, dar este o șansă. Este o șansă, dar poate fi și o șansă, pentru că dacă un guvern de tehnocrați convinge românii că se poate și fără politicieni, acest lucru ar putea fi practic sfârșitul clasei politice din România. Eu nu. Este, și atunci de asta v-am întrebat de o potențială sabotare. Eu personal și atât și colegii mei și prim-ministru Cioloș, am spus, pentru democrație partidele sunt importante. Deci politica nu este ceva rău și repet, politica este necesară pentru că baza democrației nu este cunoscut alt sistem în afară de democrație. Noi suntem un guvern tehnocrat, dar suntem puși de clasa politică. Am fost votați de Parlamentul României, care este votat de cetățeni. Deci legitimitatea noastră de a conduce România
derivă din votul cetățenilor. Cetățenii au votat acest parlament, parlamentul ne-a votat pe noi. Asta este realitatea. A, că parlamentul are o imagine puțin mai scăzută, că oamenii nu au încredere în clasa politică. Sunt niște sondaje care exprimă o realitate. Dar, între, din 4 în 4 ani sunt alegeri, cetățenii sunt invitați la urne și trebuie să aibă ce să voteze și cu cine să voteze. Asta e important. Și acesta este rolul partidelor politice. Dacă cineva este nemulțumit de partide, trebuie să acționeze. Nu știu, sunt atâtea metode. Acum am înțeles că și partidele se fac ușor. Deci există o, cum să spun eu, o posibilitate a competiției. Aceasta trebuie folosită. Noi, nu există un alt sistem de conducere tehnocratic. Asta a fost o etichetă numită, pentru că suntem oameni care am reușit poate în profesie și avem o anumită expertiză. Și de aici e cuvântul de tehnocrație. Dar România e o țară europeană, e o țară civilizată și o țară foarte puternică, după părerea mea, și chiar va deveni și mult mai puternică în următorii ani. Este o țară în care democrația trebuie să spună cuvântul, dezbaterile parlamentare să fie de o anumită rigoare și calitate, la fel societatea civilă să fie în strânsă legătură și comunicare și să aibă un rol cât mai important în dezbatere, la fel cetățeanul să fie în centrul preocupărilor clasei politice. Dar astea sunt principii generale și normale în orice țară normală și democratică. Bine, nici democrația nu e perfectă și știm acest lucru, dar nu s-a inventat și nu știm alt sistem mai bun. În țările unei democrație e prosperitate, unei democrație e libertate și valorile care stau la baza civilizației sunt valorile care derivă din bunul simț și din moștenirea ancestrală iudeo-creștină. Deci acestea sunt țările într-adevăr puternice, care își bazează dezvoltarea pe adevăr, libertate și pe valorile fundamentale. Vă vedeți reintrat în politică la un moment dat? Nu. Eu am venit pentru că am fost chemat. Nu am putut să refuz o chemare într-un moment atât de important și emoționant. Într-un moment atât de important, eu n-am putut refuza. Să fii chemat să servești țara, mi se pare o onoare și nu am putut da înapoi. Bine, nu în orice condiții, normal, dar eu nu puteam refuza această chemare. Și întotdeauna, dacă țara va fi în pericol, dacă țara va cere, în mod cert, sunt gata să-mi ofer toată competența mea în slujba țării. Eu am o situație materială solidă, am o familie și sunt gata să fac. Am fost animat de lucrurile astea de studenție, de mic copil. Asta mi-au insuflat părinții, bunicii. Atâta timp cât bunicii mei și strămoșii mei au fost gata să lupte în tranșee și cu arma în mână pentru țară, eu de ce n-aș putea să lupt pe măsura competențelor mele? Dacă va fi cazul, vom lupta din orice poziție. Deci nu poți să refuzi. Aveți la minister terminat și depus un raport al Curții de Conturi făcut legat de activitatea la ministerul pe care îl conduceți pe timpul guvernării Victor Ponta. Sunteți gata, să spunem așa, să faceți public acest raport al Curții de Conturi prin intermediul mass mediei către societate pentru a vedea oamenii ce s-a întâmplat acolo în ultimii 3 ani? Eu sunt un partizan al transparenței. Dacă ați observat, și plățile sunt pe site și toate plățile care se fac în minister sunt pe site în momentul de față. O să trebuiască să refacem site-ul și trebuie să mai aveți un pic de răbdare. Nu e o chestiune... Bun, putem face ceva foarte rapid, dar am zis să lucrăm mai repede. Așteptările sunt mari la nivelul exact, meu, pentru că site-ul este de 10 ani, de 15 ani și nu știu, este un proces și eu sunt partizanul măsurilor totuși bine făcute, să încercăm să construim. O să venim cu o versiune intermediară și apoi să construim o versiune mai bună. În legătură cu raportul Curții de Conturi, o să analizez. Curtea de Conturi face și recomandări, o să încercăm să vedem exact și o să evaluez cum, că problema e, avem radiografia, știm ce s-a întâmplat, să vedem ce se întâmplă în continuare și trebuie să fim gata să luăm măsuri. Orice document care e public și se poate face public și nu este secretizat sau secret de serviciu sau alt tip de secret, va fi pus la dispoziție publică, în mod cert. Deci la orice cerere putem răspunde și cred că
o să putem să-l punem și pe site, o să evaluăm cantitatea de informație și asta, e doar o chestie tehnică. Dar guvernul nostru, guvernul din care fac parte, este unul din obiective, este transparența, adevărul, vreau să ajungem la adevăr. Transparența ce înseamnă? Că adevărul poate fi privit, că adevărul poate fi aflat mai ușor. Deci adevărul este valoarea, transparența e metoda. Deci noi suntem pentru transparență și în mod cert, e o întrebare la care bateți la uși deschise, deci în mod cert. O să evaluez chiar personal, o să mă uit pe aceste rapoarte și le am deja, am început cu unele, e un volum mare, dar aș vrea și personal să măcar, eu citesc foarte repede, am avantajul ăsta pentru că sunt mulți de documente, am avantajul că citesc foarte repede și asta am avantajul ăsta și pot să mă uit peste foarte multe lucruri. Din păcate mi-ar trebui mai mult de 24 de ore într-o zi, dar având în vedere că creăm o echipă și o să structurăm o echipă și deja delegarea o să-și facă efectul în curând și o să meargă lucrurile mai bine. Domnul ministru, vă urez succes și o să închei cu o ultimă întrebare pe care am să o adresez probabil tuturor membrilor guvernului când vor fi aici. După ce s-au vehiculat numele fiecăruia, despre oricare presa a găsit câte o mică vorbă de fumar. Că e omul lui X, că e a lui Y, e susținut de acolo, de dincolo. Dumneavoastră sunteți omul cuiva? Nu, sunt... Eu pot să spun că sunt omul familiei mele, deci părinților, bunicilor și străbunicilor mei care și-au servit țara. Deci sunt omul lor. Omul strămoșilor și omul copiilor mei. Altfel. Vă mulțumesc și vă mai așteptăm cu drag în studioul PS News. Mulțumesc!